Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ne pierdem sursele de inspirație. Da, domnule, ne pierdem valorile. Să-i spunem, sperăm la revedere și nu adio ministrului nostru favorit și unuia dintre furnizorii noștri de conținut, domnul Petre Daia. Nea Petre? După Dan Petrescu e o lovitură grea pentru noi. E nenorocit. Da, așa e, da. Chiar n-a mai prins loc în noul guvern, Nea Petre. A fost foarte, foarte trist. Adică presa notează și citez un titlu. Petre Daia a plâns pe holurile Parlamentului, fiindcă a rămas în afara guvernului, iar Marcel Ciolacu l-a strâns la piept. Am încheiat citatul. Este și o poză în sensul ăsta. Se vede că l-a strâns mai degrabă la burtă, că domnul Petrică, Nea Petre, este mai... Diferență de gabarit. Puțin mai scund așa. Domnul Ciolacu este înalt, e cât Klaus Werner, cam pe la înălțimea asta, și atunci, da, este această diferență de gabarit, dar domnul Petre Daia este foarte trist, înțeleg. Sperăm, adică sunt convins că totuși rămâne, măcar familia dânsului rămâne în domeniul agriculturii, nu știm dânsul, dar familia care este angajată. Și am vrea să ne reamintim acum măcar câteva din marile momente oferite de Nea Petre ascultătorilor noștri. Eu cred că tocmai de-aia nici n-a mai fost păstrat, că n-a mai produs așa mult conținut, adică mandatul ăsta a fost șters. Și asta este adevărat. Nu știu ce s-a întâmplat, l-a intimidat cineva, astfel încât a fost mai tăcut. Trebuie lăsat liber să zburde în domeniul declarat. Lan pe acolo, dar părea de un porumb. Poate era prea liber la început. Te întâlnești cu mielul, te întâlnești cu evenimentul. Ce gătiți bun, bun de Paște. Și mielul și mama mielului. Aia a fost momentul în care ne-a zis că el mănâncă toată familia. Deci cum prinde familia, cum mănâncă tot. Și mielul și mămica. Cormorani în România fac baie în piscini. Atât de mulți. Nu se mai feresc de oameni. De pescar nici atât. Asta e ca aia. Dar asta a fost printre primele... Omul și femeia. Da. Omul și pescarul, adică una sunt oamenii, alta sunt pescarii. Evident. Fraților, dacă le punem unul după altul și calculând lungimea, pe graniță, granița țării este înconjurată de patru rânduri de tractoare. Uite, de ce ne mai facem griji cu războiul ăsta la granițe? Serios acum, avem patru rânduri de tractoare care neapără. Da. Gândește, frate, să ajungă la astfel de lucruri. Oaia este o statuie vie. Lângă oaie găsești o frunză, lângă frunză nu poți să găsești oaie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.